Vă salut! Este nouă seara. Eu am demers cu mașina asta vreo 100 de kilometri și ați văzut-o doar ce am cumpărat-o de vreo săptămână și ceva, dar am mers vreo 2000 de kilometri cu ea. Acum o să și facă treabă pentru noi și, după cum vedeți aici, o parte dintre voi știți deja, cositoarea mea de la Rotax este în ea. Așa că o să avem un clip combinat. O să merg la cosit, am de cosit vreo 5000 de metri pătrați mâine, dacă ne lasă vremea. Am băgat așa desfăcută cositoarea în mașină și o să vedem și puțin off-road cu mașina asta ca să ajungem la grădina unde trebuie să facem treaba. Așa că o iau din loc, astăzi am mai mers vreo 300 de kilometri cu ea și mai am vreo 100. O să ajung probabil la 10:30 seara. Ne vedem mâine de dimineață când mă duc către grădină. Vă salut! Așa cum v-am spus, la prima oră plecăm la grădină. Intrăm cu mașina pe un teren mai greu. Acum este în modul auto. Posibil să fie nevoie să o bag în 4x4 după. Și încercăm să ajungem la grădină. Pe aici înainte veneam cu căruța, trebuia să punem motocoasa în căruță. Calul trăgea destul de greu, e o porțiune grea după aia, unde avem de urcat. Dar de asta am și luat un 4x4 și un Duster normal, pentru că cred că se pretează foarte bine la genul acesta de drumuri. Și dacă se întâmplă ceva, probabil poți să-l repari mai ușor sau să zicem în cazul în care lovește o bară. Acum nu e cazul, că drumul pare destul de bun, dar în general zic.
oprisem să alimentez și eu cu benzină și ia uitați, prima pană, mă duc să iau pompa din mașină să vedem dacă reușesc să umflu puțin asta să mai stea, oricum am și o cameră de rezervă la mine, dar poate o umflu și reușesc să mai dau cu ea, să vedem acum. Mai am puțin totuși de cosit. M-a dus să iau pompa, să văd care-i treaba. Avem și cameră, mi-am adus și un levier, am înțeles că astea se scot ca la mașină, nu e ca la motosapă să desfac geanta. Să vedem dacă reușesc să o umflu. Dacă nu merge, trebuie să o schimb pe asta. Ar putea să țină. Unul jumate trebuie băgat în astea. Nu mai mult. Poate avem noroc și ne terminăm treaba cu ea. Am terminat cu ea pe pană așa. Nu-i mai pun camera nouă, mă duc să aduc mașina și o bag în mașină și la drum către casă. Dacă ne întoarcem ușor acasă, am cosit undeva la 6000 de metri pătrați astăzi. Ați văzut că am făcut și pană, bine că am făcut-o la final de treabă, pentru că altfel trebuia să stau să fac roata, deci era destul de greu și mai ales că e deja și foarte cald. Ia să mă uit informativ aici în bord. 35 de grade sunt afară, dacă puteți vedea. Deci sunt 35 de grade, bine că am terminat. E ora 1 și 20. Și
Mergem ușor acum. Ușor nu pentru ce e pe jos, că văd că dusterul chiar face față la genul ăsta de teren. Dar mai trec crecile astea pe lângă el și am muncit destul de mult cu ceara aia, ați văzut să-l fac și pe el, dar o să repet tratamentul. Acum să vedeți un pic din drumul de întoarcere către casă. Interesant e că suspensia pur și simplu e fantastică pe un drum din ăsta, deci nu face poc, trosc, nimic. Acum trecem iară prin râulețul ăla mic care l-ați văzut mai devreme când am traversat aici. Ceva mai bun și după care o să ieșim în asfalt, nu cred că o să mai filmez, să mai vedeți și porțiunea asta și o să plec către casa. Am de mers iar vreo 100 de kilometri și vreau să vă arăt, nu știu dacă este posibil să vedeți. Deci am făcut 1700 de kilometri de când am băgat uleiul. Vedeți, ea la 20.000 se face serviciul la mașina asta. Și eu am mers deja 2.000 sau chiar un pic mai mult de 2.000. Până ajung acasă, o să am peste 2.000 de kilometri rulați cu mașina într-o săptămână și ceva. A fost ea murdară și jegoasă și ați văzut cum a fost, dar mașina merge foarte bine.
Deci sunt mulțumit. Că mai apărea vreo problemă și asta până mă învăț și eu cu dieselul, dar mașina rulează bine. Deci chiar sunt foarte mulțumit și vedeți că pe drumuri de astea rele face față cu brio. Până la un nou clip, vă salut și vă doresc mult spor la treabă. Noi ne continuăm călătoria, să zic, către casă.